Românii care lucrează sau doar locuiesc în străinătate se înghesuie să se întoarcă de sărbători acasă. În vama porțile de fier a fost suplimentat numărul de polițiști de frontieră. În plus, românii care trec granița acum pot să acceseze gratuit o aplicație online care îi poate anunța în timp real cum se circulă prin punctul de frontieră în acel moment. Structurile Poliției de Frontieră Mehedinți au luat ca în fiecare an măsurile necesare astfel încât trecerea graniței de către valul de români care vin în țară să-și petreacă sărbătorile acasă să se facă fără incidente. Formarea cozilor de mașini în vamă poate fi evitată, având în vedere posibilitatea de a crește numărul de artere de control. În fiecare perioadă, în această sfântă sărbătoare, românii care se află la muncă în străinătate aleg să-și petreacă sărbătorile de Paște în România și, bineînțeles, cei mai mulți aleg punctul de trecere a frontierii Porțile de Fier 1, datorită scurtării distanței de deplasare de la locurile de muncă până în România. Vreau să vă spun că, în acest sens, Poliția de Frontieră din Mehedinți, colegii mei din punctul de trecere a frontierii Porțile de Fier 1, au suplimentat numărul de polițiști de frontieră pe sensul de intrare în România. Totodată, în funcție de la caz la caz, dacă traficul va crește, vom suplimenta și numărul arterelor de control. Traficul în această perioadă estimăm o creștere a lui de 15%. Un alt ajutor de nădejde al celor care vor să treacă granița de la Porțile de Fier în această perioadă este aplicația accesibilă de pe telefonul mobil, care le poate spune celor interesați cum se circulă în zonă. Aplicația poate fi accesată online de pe site-ul poliția de frontieră.ro.